Toată echipa platformei, da, noi eram rămas perplex de ceea ce s-a întâmplat în Parlament. Nu doar cu aceste numiri, au fost mai multe decizii dubioase, dar acestea probabil că au fost cele mai rușinoase. Vă spun sincer, dacă deputații platformei, da, erau în Parlament, noi din primul minut când ar fi fost anunțată ordinea de zi, avem să blocăm tribuna. Domnul Păsăriuc foarte corect a vorbit aici despre contract cu societatea și despre mandat și despre promisiunile. Eu nu știu dacă în campania electorală colegii de la PAS ar fi promis, ar fi spus lor că niște personaje contradictorii, obscure, o să fie promovate în primele 100 de zile în funcție de judecătorul Curții Supreme de Justiție. Am dubie dacă rezultatul colegiilor de la PAS a fost același care a fost la 11 iulie. S-a vorbit mult despre evaluare, s-a vorbit mult despre reforma justiției. Noi nu cunoaștem nimic încă cum vor derula evenimentele. Însă, ceea ce eu am văzut ieri este o bilă neagră în procesul reformării justiției. Au fost promovate două persoane, unul dintre care, bine, partea juridică lăs domnul Cârnaț să vorbească aspectul legal, a avut dreptul, nu a avut dreptul, ce cu acest certificat ani, lăsăm aspectele, este, deși ele tot sunt importante și măcar având aceste argumente juridice, Parlamentul a putut să nu se grăbească, cel puțin. Dar cum vedeți această grabă? Asta și întrebarea. Când noi luăm toate circumstanțele împreună, apare o mare, mare întrebare. Un personaj care în 2017, cu gașca din anturajul Plohotniuc, a fost adus de oameni noi la CSM, la judecătorie Chișinău și toată lumea cunoaște că nici o zi nu a lucrat în acea judecătorie, a fost înaintat la CSM, până atunci a stat tot la CSM, a votat ca Polelunci să devină președintele Curții Supreme de Justiție, judecătorul la Curtea Constituțională, că Gurin să devină judecătorul la Curtea Constituțională, că succesorul lui Polelunci, Druță, să fie președintele la Curtea Supremă de Justiție. Când a fost perioada cea mai neagră, întunecată a lui Plohotniuc, a stat bine mersi la CSM și a participat în toate aceste procese. În 2018, când a fost culmea neagră pentru justiție, când au fost anulate alegeri, nu a spus nimic. Adică, plus aceste suspiciuni și informația care au venit și de la serviciile secrete privind legătura lui cu Damir, și acel caz cu apartament, iată, această persoană a fost ieri cu 52 de voturi promovată la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Repet încă o dată, dincolo de momente juridice, eu, dacă ați observat, n-am atins niciun subiect juridic. Au avut dreptul, ce au fost cu anii. Da, colegii de la PAS cu care noi am protestat, colegii de la PAS cu care noi... Haideți să-l întrebăm pe domnul. Să-l întrebăm, desigur, dar dați eu să-mi termin gândul. A doilea judecător, domnul Plamădeală, a apărut nu prima dată ieri. El a fost pe radarele legislative încă iarna. Și în comisia juridică, când acest om, care are tot mai multe verdicte contradictorii, dubioase, când a fost pusă întrebarea la comisia juridică, colegul meu, Dinu Plângău, alături de Sergiu Litvinenko, a făcut scandal și n-au votat pentru dânsul. Socialiștii atunci s-au speriat de acest scandal și nu au scos candidatura asta în plen. Ce s-a schimbat în 4-5 luni? Omul este curat ca lacrim. Eu înțeleg că... Pe domnul Păslariuc, ce s-a schimbat în... Poftim, da. dar este o direcție opusă reformei justiției, ceea ce s-a întâmplat ieri. Să lăsăm emoțiile. Noi înțelegem... Ce are emoțiile, Virgil? Eu am operat cu fapte, nu cu emoții. Eu, în primul rând, da, noi am mers, primul rând, pe decizia Comisiei Juridice, care a făcut o recomandare, da? Apropo, la Plamădeală voi n-ați avut decizia Comisiei Juridice. Deci noi știm, cu siguranță va întâmpla această evaluare, vetting-ul ăsta despre care asta nu înseamnă că ei vor rămâne, dacă într-adevăr ceea ce spuneți dumneavoastră se va confirma. Deci noi acum putem să operăm cu toate lucrurile. Stați un pic. Virgil, nu, tu spui aspectele juridice. Eu te întreb. El a fost în CSM.
El a votat pentru Drăguță și Polelun și Guret. Asta e pentru și de evaluat. Deci, eu nu vorbesc de aspectul juridic. Eu mă adresez la tine sub aspectul politic. Noi am fost împreună la baricade când acest Doreu Musteață alături de cei luat judecătorul și-a bătut joc de justiță, de oameni, de drepturile omului și în general de întreg sistemul de drept a Republicii Moldova. Pentru asta nu e nevoie de evaluarea juridică. Eu nu știu. Deci evaluarea aceasta va arăta. Fiindcă, repet, noi acum lucrurile cumva le amestecăm. Eu înțeleg că a fost o decizie, nu zic politică, a fost acest raport și erați obligați să votați ieri? Noi deci am discutat în fracțiune și recomandarea a fost din partea colegilor, da, că oricum va exista acest... Dar în fracțiune această... nu există democrație, nu mai există opinii contradictorii, că înțeleg că s-a discutat la fracțiune, dar... S-a votat o limită, apropo. Au fost câțiva colegi care, care au ieșit din sală sau nu au votat. Și acest lucru, iarăși, ceea ce pot să vă asigur că va fi această evaluare și în cazul în care deci, se va arăta că această incompatibilitate, da? Sau un lucru care într-adevăr îi face cumva nedemn de această funcție, atunci se va